Li Yu Ju. Aventurile maimuței de piatră, Sun Wukong. Toiagul fermecat. În peștera de la muntele florilor și al fructelor, maimuțele începură să învețe deprinderile ostășești, mânuind paloșul și felurite arme din bambus și lemn. Învățau să atace și să se retragă ca la război. Regele privea mulțumit sârguința supușilor săi. Ce minunat! Exclamă el, din păcate totul nu este decât un joc. Mare lucru nu vom putea face cu armele noastre din bambus și lemn dacă vom fi atacați. Cum să ne procurăm oare arme adevărate? Patru maimuțe bătrâne care formau sfatul înțelepților îl scoaseră din încurcătură. Ele știau de la strămoși de existența unei cetăți îndepărtate păzită de oșteni înarmați până în dinți. Maimuța rege porni la drum și ajunse în ținutul de la răsărit, dincolo de hotarul ținutului Aolai, într-o cetate păzită de șanțuri și ziduri puternice. Folosind o formulă magică, provocă o furtună atât de năprasnică încât speria atât pe rege cât și pe supușii cetății. În timp ce aceștia fugeau care încotro, cunoscătorul pământului transformă din nou un fir de păr în sute de maimuțe. Acestea puseră mâna pe toate armele cetății, ducându-le pe muntele florilor și al fructelor. A doua zi, pe munte, au fost reluate exercițiile de luptă. De data aceasta însă, cu arme adevărate, ciomege, greble, coase, topoare, paloșe, sulițe, arcuri, scuturi, platoșe, coifuri. Acum regele avea o armată de 47.000 de luptători neînfricați. Toate ar fi fost bune dacă n-ar fi avut un necaz. Paloșul demonului nu-i venea deloc la îndemână. Apelă din nou la sfatul celor patru maimuțe înțelepte care îi spuseseră că ar putea găsi o armă pe măsură doar în împărăția de pe fundul mării. Și astfel, regele maimuță porni din nou la drum lung, de data aceasta spre palatul împăratului Dragon al Mării de Răsărit. Dar nici paloșul uriaș, adus de capitanul pește, nici furca grea de 3600 de jini cu 9 dinți, adusă de paznicul plătică și homarul țipar, nici halebarda uriașă, adusă de 4 broaște țestoase, bătrâne de 1000 de ani, nu l-au mulțumit. Atunci soția dragonului se gândi, oare toiagul din fundul grădinii palatului, care lucește de mii de ani, nu este potrivit pentru maimuță? Bănuind că e foarte greu, nu se încumetă nimeni să încerce să-l aduce. Atunci regele maimuțelor plecă el însuși să-l ia și îl găsi învăluit tot de alge. Dând la o parte câteva, ieși la iveală mânerul având o inscripție. Toiagul fermecat în greutate de 3500 jini, este pentru cunoscătorul pământului. Cu mii și mii de ani în urmă, toiagul sprijinise deasupra pământului calea laptelui. Pe când pământul se despărțise de cer, toiagul zăcea uitat în afundul mării de răsărit. Când regele maimuțelor încercă să-l scoată din nisip, se stârni pe mare un uragan atât de puternic, de parcă se apropia sfârșitul lumii. Palatul dragonului se cutremură din temelii, maimuța reuși în cele din urmă să scoată toiagul, dar privindu-l se gândi că e prea mare. Spunând o formulă magică, îl micșoră până deveni numai bun de mânuit. Îl luă în mână, îl învârti de câteva ori deasupra capului și toți din palat leșinară de spaimă. Bucuroasă de ispravă, maimuța porunci toiagului să se micșoreze și mai mult până ce ajunse de mărimea unuia. Apoi îl puse după ureche. Se așeză pe tron și ceru veșminte pe potriva teribilei arme pe care o avea acum. Neștiind ce să-i mai dea, numai să-l vadă cât mai curând plecat, dragonul bătu un gong și la chemarea lui veniră frații săi mai mici. Dragonul din Marea de Apus, cel din Marea de Miază Noapte și cel din Marea de Miază Zi. Sfătuindu-se toți patru, i-a oferit maimuței un coif de aur împodobit cu pene de fenix, veșminte din fir de argint și cizme din fibre de lotus. Însă maimuța n-a fost mulțumită de darurile pe care le primise. După plecarea ei, cei patru dragoni, știind ce putere teribilă are maimuța, au hotărât să se plângă împăratului Jad,
stăpânul cerului, și să-i ceară pedepsirea nerecunoscătoarei și îngânfatei maimuțe.